Cum trimiți rachiu pe mail? Cum să spui vă lasă să dacă vreți să-mi trimiți băutură să dai mail-ul? Chiar cum e posibil? Salutare dragii noștri! Hai noroc! Hai noroc! Suntem la primul nostru Q&A, deci... Trebuie să răspundem la întrebările voastre, ne-a trăsat o grămadă de întrebări, câteva. Nimic spectaculos. Da. Câți ani aveți? Aveți răspuns final? 61. Era mai bine să fim mai tineri, nu mai proști. Da, deci avem 61 împreună. Acum ghiciți voi care cât și cum. De câți ani vă cunoașteți? Deci eu, de cât timp ne cunoaștem noi? Din 2013 ne cunoaștem noi. 2014. Din 2014, Serghei. Sigur, nu 2013. 2014, zic eu sigur. Deci de 6 ani. Zic, vrei să zic data? Era într-o zi de decembrie. Ba nu, da. Ianuarie. Alea era ianuarie 2015 sau noiembrie 2014, deci de 6 ani. Cum ți-a venit ideea de canal de YouTube? În urma unei extorsiuni, într-un degajament, într-o apă. Da, deci ne-am apucat de stand-up și ca mod de promovare am început să facem sketch-uri. În prima fază le-am pus pe Facebook, la mine pe profil, după aia la Nizerato, ne-am învârtit noi pe acolo, după care am zis, hai să dacă tot lucrăm împreună așa. Hai să facem un canal de YouTube. Ne-am așa făcut din nevoia de promovare, pe Facebook și pe YouTube, Anisa aici pe Instagram, eu nu prea. Da, eu, dar și pe TikTok. O să mai faceți clip, videoclipuri cu coronavirus? Da, în perioada asta merg doar astea, adică dacă orice încercăm să facem, nu o să meargă, deci încercăm doar cu coronavirus. Noi avem și alte idei, dar pe alea le lăsăm mai încolo, că acum nu știu. Da, în principiu da. De cât timp sunteți împreună? Mai mult de 2 ani? Nu știu exact. Mai puțin de 3. Așa. Trăiți exclusiv din YouTube? Dacă da, aveți societate comercială? De la YouTube. Să vină banii de la YouTube. Deci nu trăim din YouTube, dar avem amândoi societăți comerciale. Două întrebări într-un comentariu, care aparent n-au nicio legătură cu alta. Vă place rachiu? Care este părerea voastră despre coronavirus? E? Doamne, dăm Doamne un rachiu atât de mare și atât de late. Îmi place foarte mult rachiu, dar mai ales palinca. Dar mie nu-mi place de rachiu, nu-mi place rachiu. Îmi place foarte mult. Dacă vreți să-mi dați... Să-mi trimiteți băutură? Să-mi trimiteți... Vă las adresa. anisia0000@gmail.com. Să vezi tu cât... Nu. Da, adresa... Nu adresa de YouTube, mă, de mail. Adresa de... Cum trimit rachiu pe mail? Cum să spui vă lasă să dacă vreți să-mi trimiteți băutură să dai mail-ul? Vreau un rachiu lichid, nu, rachiu virtual. Mă, îmi dați token și mi-au eu singur. Asta e video chat pentru rachiu, ce vrei? Îmi dați token și mi-au eu rachiu. Despre coronavirus e nasoală situația, deci stați în casă, deci acum serios vorbind, aveți grijă de voi. De când faceți YouTube? 4 ani de zi avem canalul de YouTube, cred că sunt mai mult chiar. Da, dar de ocupat ca lumea serios. Serios din septembrie. Din septembrie, trecut. Deci da. Septembrie 2019 avem cât? 6 luni? 6 luni, da. 6 luni. Așa, de vreo 6 luni facem serios. Până acum anul. Și sketch-uri de toate cele. Da. Câți iubiți, iubite ați mai avut înainte? În total, să zic la număr... 469. Nu când dă cu virgulă, știi, chiar așa o piticanie. Așa, te mai întreba cineva, câți ani ai? Câți ani am? Tot 61 împreună. Tot 61, dar eu separat, să știți că am în jurul vârstei de 30, chiar dacă nu par. O să mai faceți videoclipul cu Vulpița și Viorel? Da, în continuare o să mai facem clipuri cu Serghei, cu Vulpița și Vulpoiu. Sau nu? Și, nu. Puteți să-mi scrieți în comentarii dacă doriți să mai vedeți clipuri cu Vulpița și... Și dacă comentariul ajunge la 4000 de like-uri, mai facem. Dacă nu, nu. Exact. Ce-i cu tine? Îți dai că m-ai fraierit! Care este liceul în care ați studiat? La secțiunea Mateinfo, la liceul teoretic Miron Costin din Iași. Iar eu am studiat la Colegiul Tehnic Petru Poni din Romani. Și am făcut facultatea de informatică și un an de teatru. Așa, m-a întrebat doar din liceu, să știi. Dacă vreți vă dau și CV-ul meu. Așa, sunteți căsătoriți? Niciunul dintre noi, nu? Separat nu suntem căsătoriți.
și nici împreună. Gândiți să faceți un copil? O să facem și asta la un moment dat, da? Ce? Da. What? Mai mulți chiar. Eu nu știam. Ai să afli. Mi-aduci acasă, nu? Da, da. Băi, ți-am adus niște rude să le întâlnești copiii mei. Exact, exact. Cum se vede în videouri când Anisa e pe centură? Am filmat clipul ăla cu bărbatul ideal la prostituate, apropo de asta, e, aparent chiar era o zonă unde am filmat noi, chiar era o zonă unde mai merg fetele astea vesele. Exact. Și oprim niște băieți și vreau să întrebi. Adică câștigam, știi, chiar am zis, bă, dacă nu facem bani pe YouTube din clipul ăsta, că e demonetizat, facem bani în timpul filmărilor. Și vreau să spun că s-au ofuscat niște dudui de pe acolo, de pe centură, că oamenii că îi iau eu clienți, că eu arătam mai nu știu cum, știi. Nu era mai spălată. Fără, mai spălată, da, exact. Dacă ați văzut clipul până la final, acolo o fază când Anisia, având camera, la final s-o oprește un tip cu mașina. Aia e o chestie pe moment, chiar s-a oprit un tip cu mașina și vreau să întreb. Deci dacă recunoașteți pe tipul din mașină, se anunțați nevasta. De unde aveți idei de clipuri? De unde? Cineva are o idee ori-orea, venim cu... Așa și după care o construim. Și construim pe ea, da, și cam asta e modul de a lucra. De ce le faci așa de scurte? Pentru că lumea nu prea are timp. De asta conținutul pe internet trebuie să fie mai scurt. Da, decât ca ăla cred că da. Poate devine foarte ușor plictisitor și da. Putem să-l facem și de jumătate de oră, nu e problemă, dar nu o să uite lumea. Oricine ar putea face? Nu știu. Bună întrebare. Nu știu dacă chiar oricine, dar dacă îți dorești, încearcă, muncești mult și na, ai răbdare și probabil o să-ți iasă. O să veniți vreodată în Pitești? Acum... În primul rând trebuie să treacă toată nebuneala asta. Și da, o să venim și în Pitești cu show. Te gândi vreodată când erai mică că vei face stand-up comedy? Ce mi-mi plăcea să fac lumea să râdă, să... Atunci nu exista meseria asta de... până la urmă. O fost să fie. Ce să mai, interviu cu Stelar și Nelem. Să facem la Catena acolo. Da, exact, vreau să trăiesc eu mai mult. V-ați gândit să mai faceți și altceva pe canal? Da. Eu mă mai gândeam la podcasturi, dar aici am eu o problemă cu Anisia. Anisia nu prea aprobă podcasturile. Adică... Da, cum vă vedeți peste 10 ani? Plin de bani pentru că lumea cumpără foarte mult tricourile pe care le avem pe site. Link în comentariu și în descrierea clipului. Eu peste 10 ani mă văd... Cu mai puțini. De trăit. Nu, de trăit, așa. Eu am să fiu ca cazul lui Benjamin Button, știi? Așa. Care este data voastră de naștere? 13 și 4 noiembrie. Acum ghiciți care. De unde sunteți? Eu sunt din Iași, de la oraș Serghei, este de la țară. Dintr-un sat între Roman și Pașcani, undeva în Moldova. Cum v-ați cunoscut? La un open mic, un coleg de-al nostru mai vechi a organizat o seară pentru amatori și acolo am participat amândoi și ne-am cunoscut acolo și după aia am făcut împreună. Cum te-a schimbat experiența de la România au talent? Foarte mult, adică, băi, în primul rând, succes. Am devenit mai cunoscut, oamenii mă recunoșteau pe stradă, da, au fost mai multe oportunități, mai multe experiențe de viață. O să veniți vreodată în Craiova? Da, venit, am fost chiar... Venit. Toamna trecută, toamna, da. O să mai venim, o să mai venim. Arașeri Italia, de sedea lui Sergiu. Lumea nici măcar nu te recunoaște ca Serghei, zice Sergiu. 13 noiembrie. Sergiu, nu știu cine e Sergiu, dar vă zic data mea dacă vreți. Da. 4 noiembrie. Cine filmează la clipuri? Cum de vă vin atâtea idei bune? Mult succes! Noi filmăm, noi montăm, deci noi dar mai sunt cazuri. Ocazional nu mai lucrăm și alții. Credeți că virusul a fost făcut în laborator? Nu. Ce părere aveți despre ce se întâmplă în întreaga țară? E foarte nasol și trebuie să aveți foarte multă grijă și stați în casă. Crezi în cărțile tarot? Cred în cărțile tarom, alea de îmbarcare, dacă zbroșurile alea tarom, la alea mă uit și chiar cred că ar trebui să urmăm instrucțiunile scrise pe ele. Alea tarot? Câteodată cred! aveți de mâncare? Bă, nu prea. Nu prea. Dacă ați putea să-mi trimiteți ceva, pe un orez. Pe adresa anisia0000@gmail.com dați o listă de ce vreți să-mi trimiteți și noi le primim. Noi aprobăm, nu? Da. Nu, o trimiteți doar băutură, că nu contează mâncarea. Asta vrea Anisia. Dacă trebuie... Unde vă vin așa ideile la toate videourile? Intră kundalini noi, se urcă în sus și dă inspirația și așa ne vin ideile. Asta deci astea ar fi întrebările. Nu uitați, intrați pe T-Shirt Factory să cumpărați mărci cu noi. Tricouri, hanorații și toate cele. O să mai punem chestii în curând, alte lucruri. Cumpărați acolo, subscribe, like și toate alea. Like pe ăsta, subscribe pe YouTube, follow pe Facebook.
Și vă mai așteptăm să ne cumpărați tricourile și să ne dați băutură la domiciliu.